Salutare, eu sunt Ionuț, bine ați venit într-un nou video. Astăzi o să merg către Little Britain Lake. Este un loc în care o să fiu surprins, plăcut sau o să fiu dezamăgit, asta nu știu, dar urmează să vedem imediat. După cum ați ghicit, drumul meu către destinație o ia tot pe aici, pe canal. Admir din nou canalul, bineînțeles, și mă bucur de călătorie, să spunem așa. Enjoy the ride! Dacă drumul până acum a fost foarte decent, din acest punct drumul nu mai e deloc decent, în sensul că acest drum este mult mai off-road decât ce am avut până în acest punct. Toate aceste pietre care sunt mult mai mari și se vede clar că acest se vede foarte clar că acest drum nu a fost îngrijit vreodată și nici nu cred că vor avea intenția prea curând să facă ceva în sensul ăsta, pentru că drumul e oribil până la destinație, însă sper să nu fac vreo pană. Asta îmi doresc, să nu fac vreo pană, pentru că sunt destul de departe de vreun magazin. În rest, good luck! Băi, am greșit! Drumul chiar devine bun! Spre norocul meu a devenit mai bun drumul și e doar acea mică porțiune cu teren accidentat, dar acum urc. Uitați-vă aici, uitați-vă cât gunoi este aici. Mai în spate am văzut câțiva boschetari, cred că e de la ei. Ce pot să mai zici? În schimb, uitați-vă aici, uitați-vă la priveliștea de pe partea stângă, e excepțională. Am dat iarăși de o zonă rezidențială, cum am mai arătat în alte clipuri, iar acest canal, credeți-mă, este foarte lung, are foarte multe conexiuni, conexiunile care duc da, până în Birmingham, dar nu doar prin Birmingham, chiar prin Sheffield și în fine. O să arăt din nou o hartă aici pe ecran să vedeți din nou amplitudinea, sau mai bine zis, măreția canalului sau rețeaua canalului, care este impresionant. Iar pe partea dreaptă, cred că sunt niște depozite. Hai că azi lau drumul ăsta. Ba e bine, ba e rău. Dar încerc să merg cât se poate de cu grijă, ca să nu fac vreo pană. Asta e singura mea problemă. În rest, îndur, ce să fac? Așa e când vii cu o cursieră pe un teren de genul ăsta. Nu se poate așa ceva, da, de asfalt. Ia uite aici, asfalt. Ho, ho, după 15 km. Ha, asfalt. Singura porțiune de asfalt de genul ăsta pe care am văzut-o pe acest canal. Mamă, deși e atât de bine. Mamă, e atât de bun asfaltul. Mergi ca unz. Cum arată barca asta aici, frate? Ala e goală. Asta e mov. Cam așa e viața pe canal. Înainte să-mi iau această bicicletă, nu credeam că o să merg pe drumul de genul ăsta, și anume drumul off-road, adică cu piatră, cu nebunicul. Dar se pare că face față ușor bicicleta pe astfel de drumuri. Fiți atenți, astea arată altfel. Sunt albastru și roșu, să zic, sau mă rog, sunt făcute din cărămidă și lemn aceste clădiri rezidențiale, dar arată foarte bine, frate. Deci, sunt foarte aproape de destinație, iar pe drumul meu încă mai mă holbez la ce văd pe partea stângă, pentru că este foarte interesant. Hai că am dat de un drum foarte tare. Îmi place că e liniștit. Pe partea stângă sunt case de-astea rezidențiale, nu clădiri, deci case pentru oameni cu bani. Și cam așa, cred că cam așa arată acest Little Britain Lake. Ceva de genul ăsta.
E de-a lungul acestei străzi. Pare, deci strada asta pare că e cu sens unic, dar credeți-mă, nu este cu sens unic, pentru că la un moment dat scria slow pe direcția de mers pe care merg eu acum. Am ajuns la aceste docuri de pescuit și aparent aceste docuri de pescuit, sau mă rog, platforme, cum le numesc ei, de obicei sunt ocupate între 15 martie și 15 iunie, pentru că aici cred că este pescuit sportiv, este acele, și cred că atunci platforma asta nu mai găsesc goală așa cum o găsesc acum, ceea ce este bine, că pot să admir și eu priveliștea, mai fac o poză, două și am plecat. Mamă, ce miros de iarbă! Și nu mă refer la iarba aia clasică, mă refer la acea iarbă. În fine, la ceva vreau eu să trag atenția în momentul de față. Pe mijlocul râului este un fel de casă, cred, sau nu știu exact ce este chestia aia, dar văd foarte multe păsări acolo. Mă întreb eu, oare o fi oare un fel de cui pentru păsări în mijlocul lacului? Oricum, e interesant de la distanță, mai interesant e să fie acolo. Hei, hei, hei! Așa, așa, frumos, mersi, mersi! Le-am alungat de aici. Îmi pare rău, dar se întâmplă. Aventura în acest loc, care este foarte liniștit, se încheie aici. Vă salut! Bye.